Ioana Bechenete, în vârstă de 45 de ani, spune că va sta în greva foamei până când situația ei va fi rezolvată, deși nu și-a anunțat protestul la nicio instituție abilitată. Femeia susține că este dispusă să plătească chiar și cu viața. Am dat 2 hectare în 1995 cu act de vânzare-cumpărare. Din 95 până acum? Și din 95 până acum am fost purtată cu vorba. Am ajuns la limita răbdărilor. Între timp un copil al meu, singurul meu copil, mi s-a îmbolnăvit de o boală cumplită, care merg din spital în spital cu el și nici în baza sănătății nu am găsit niciun fel de rezolvare. Deci pentru cele 2 hectare nu v-au angajat, nu s-a dat nimica, da? Nu, și nici măcar banii de impozit. Și l-am impres, cum ați ajuns? M-a angajat domnul director Trotea. Protestatara spune că are nevoie de un salariu mai mare pentru a face un împrumut bancar ca să-și poată ajuta copilul bolnav. Nu cer milogeală, nu cer bani de la nimeni. Vreau să-mi dea un loc de muncă, să pot să fac un împrumut la bancă, să pot să-mi duc copilul la o clinică în Ungaria. Conducerea Complexului Energetic Oltenia spune că va analiza situația femeii. Ce i s-a promis doamnei respective în 95, eu n-am de unde să cunosc. Situația creată acum prin acest gest de protest al dumneai va fi analizat și va fi urmărit de cineva din cadrul complexului. Ioana Bechenete a lucrat la cantina care deservea termocentrala Rovinari, însă unitatea s-a închis după ce a rămas fără contracte.